Bună dimineața, e ora 9:30, șoferul încă n-a venit, zic să ne dăm jos din camion, Cristina încă doarme. Și micul dejun, ghiziți ce e, mere de aici, din data asta. Plouă mărând, vegetația e atât de verde. Datorită faptului că plouă. Ei bine, cum ajungi la Anzi, la Cordiliera, la munții Anzi, precipitațiile se blochează, iar pe partea cealaltă, în Argentina, este totul arid. Ei activează ca o barieră ei. Uh-huh. E tot Patagonia, dar e Patagonia verde. O dimineață frumoasă, la marginea drumului, niște aici, suntem undeva la ieșire de drumul principal. Partea bună e că n-a venit omul să ne trezească, să ne grăbim, să strângem alea. Ne-am trezit noi Ne-am trezit, am inițiativă. Strâns în ritmul nostru. Trecere cu ferii, dar scurtă de data asta, nu mai sunt 12 ore, sunt... Vedem malul celălalt. Și nu trebuie să mai ascundem. E cu jumătate de oră. ¿No es muy grande? No, pequeñito, profesional. ¿Eh? Sí. Gracias. La tremenda mochila. Muchas gracias. Un placer. No vaya bien, tiene que tener cuidado que acá son medio ladrones. ¿Sí? Tiene medio, porque es peligroso. Muchas gracias. Ne uităm cu jale la camionul care dispare în zare. Acum a plecat. I-am dat repede și un leu când ne-a dus să-mi aminte că a zis că și-ar dori să aibă un ban din România. Și acum pe plecare, înainte să plece... Exact, ca pușcăria aceea. A vorbit două zile cu un om și la sfârșit mai stai o jumătate în fața pușcăriei ca să mai pui bine, la cale. Am avut ăștia în spate și de asta nu i-am avut accesibil, știi? Aha. Să putem umbla la ei. Acum noi ne-am oprit în Puerto Montt, deși puteam să mergem. Mai departe cu el puteam să mergem? La o formă, dar puteam să mai mergem 100 și ceva de kilometri, dar aici a vorbit Victor cu un băiat care locuiește în Puerto Montt. Și are motocicletă ca a noastră. Eu l-am văzut în America de Sud și am intrat în vorbă cu el mai de mult, dar nu intenționam eu să-l vizitez sau ceva. L-am văzut că a postat și are motocicletă îngrijită și sunt curios așa ce i-a făcut, poate pot să-l ajut și eu cu un sfat. Acum deja mă pricep, domne, nu mai e să la început. S-a oferit omul să ne găzduiască, deși nu e membru Couchsurfing, ca să vedeți. Să vedem și noi cum e la un chilien acasă, care da, fază. Da, că noi ne gândeam să trecem înapoi, ne-am gândit, bă, dar stai puțin, că trecem prea repede. Dacă în Argentina tot nu ne-a fost acceptată nicio cerere pe Couchsurfing și nici în Chile, hai că avem ocazia asta să stăm cu un om acasă. Da. Să profităm de ea. Ca așa pe drum e ușor de dus, dar cel mai greu e de vizitat. Da, uite, de exemplu, acum pentru chestia asta o să trebuiască să mergem cam 5 km pe jos. Unul la mână, doi la mână, omul nu poate să ne primească în seara asta, deci trebuie să stăm pe undeva până mâine. Am văzut Cristina niște mure. Da. Tocmai ne-am întors de la supermarket, hai să vă arătăm ce ne-am luat de 15 euro. Deci avem un pui întreg. Da. Cacravecior, tate, în oțet. Sau în ce-or fi. O baghetă de-asta. O cola. Un desert. Un desert. Crema de zahăr ars cu dulce de lece. Sunt întâi la masă. Bine că am luat puiul ăsta mare. Ia cu.
Haide, mă, că din vorbă în vorbă am ajuns și la Sagrada Familia. Câte mașini are omul ăsta în curte? Mie îmi plac casele astea care sunt la fel ca formă, aproape, mai sunt și diferite, dar au culorii diferite. Dar așa, tot cartierul ăsta e plin de căsuțe din astea. Puerto Mont. Da, suntem în Puerto Mont și pare oricum de la miradorul ăla de sus, de la viewpoint, părea că tot orașul e așa. Ia uitați cum arată centru, în jos așa. Mamă, la vale e ușor de la deal. Ce avem de urcat după aia înapoi. Aruncă-l cu astea de frută. Ok, quanto costă? 1000. 1000? Si. Am ajuns la kilometrul 0 din Caretera Austral, ruta 7. Aici începe oficial Caretera Austral. Noi am făcut o mică porțiune doar, dar e interesant să găsim asta aici în centrul orașului, în Puerto Montt. Și după ce am băgat vreo 5-6 km pe jos prin Puerto Montt, până la acolo pe dealul cimitir, noi o să mergem undeva în stânga la o benzinărie Copec, unde am citit pe Overlander că am putea pune corpul. O să vedem imediat. Ce interesant e cimitirul cu un copac fix pe deal în vârf. Destul de înfricoșător pe aici. Zici că sunt case bântuite așa, mare parte din ele. Aici zici că e de aia de... de aștept să iasă noi tobă. Da, ne-am băgat GPS-ul fix prin favela, pe aici, prin cartierul de la marginea orașului și trebuie să urcăm dealul ăsta. A ieșit și curcubeul. Ne latră câinii. Suntem într-o zonă destul de dubioasă. Nada es real, todo es posible. Puerto Montt 2023. Nu, e GPS-ul pe unde ne-am băgat. Au, ce câine ne așteaptă în față. Hai, Cristina, dă-i 4x4, bagă! Ai fost la pâine? Da. Asta e realitatea oamenilor de aici, nu ce se vede acolo jos, ce văd turiștii. Asta e, frate, așa trăiesc oamenii aici. Croaziere și hoteluri și restaurante de lux. Vii aici să simți ce trăiesc oamenii sau să te simți ca la tine acasă? Vii aici să rămâi fără cameră sau stai jos și te alegi cu niște imagini frumoase? Hai că ne-am instalat aici la benzinărie, la OPEC. Copec. La Copec. Avem internet la discreție. Am vorbit cu doamnele de aici, ne lasă să punem cortul aici în spate. Chiar în spatele meu se vede un panou, după el o să-l punem. Dușul costă un euro de căciulă, o să facem și un duș. Dar e frig, m-a luat cu tremurat, da. Intră frigul noastră. Noi tot așteptăm să se mai încălzească, să fie cumva temperată treaba, dar m-am uitat la prognoză și aici e frig și peste 200-300 de kilometri o să mor de cald, deci e tranziție din aia nasoală, nu e
să te bucuri cumva de o nu e temperat, nu e temperat ca la noi. Bă, la noi știu o treabă. Bă, e iarnă, iarnă, bă, e primăvară, primăvară, bă, e vară, vară. Aici am trecut de la cald la frig, de la frig iar o să trecem la cald. Da, deci mă bucur că ne-am găsit unde să ne aciuim în seara asta, stăm la ieșire din oraș. Și mâine așteptăm pe prietenii noștri să vină să ne recupereze de aici. Bună dimineața. Am dormit aici în spatele benzineriei, un loc destul de ok. N-au mai trezit așa peste noapte camionagii ăștia care au venit să parcheze. La rest, benzineria arată super. Duș frumos. Hop. Aici am dormit. Mâncăm aici, unde la Hide, cu dulceață și cu semințe de-astea. Mamă, iar e bine excursie. Iar e bine. E soare, e călduț, e ora 3 jumate, stăm deja de 3 ore jumate, 4 ore aproape aici în benzinărie, așteptându-l pe tipul ăsta să vină. A zis că el trebuia să ne primească de-aseară, dar a zis că a venit în vizită pe nepusă masă socrii și trebuie să-i primească pe ei, nu pe noi. Și noi să mai așteptăm până azi, până pleacă ei. Și a zis că pleacă la 1 și uite că s-a făcut 3 jumate și tot n-a venit și a zis că vine într-o jumătate de oră. Deci la 4. Eu am profitat să încarc vlogul, să aranjez cadrele prin telefon, că e haos pentru următorul vlog. Eu între timp am analizat ceea ce se întâmplă în benzinăria asta, toți oamenii ăștia care vin, care iau sucuri, care bea cumva, care ce cum, și mi-am dat seama că noi nu avem educația asta, eu cu Cristina, în benzinărie noi băgăm repede motorină și plecăm, și plecăm repede să fim cât mai eficienți. Aici se întâmplă așa, mă miram de ce vedem oamenii la benzinării pe autostradă. Ei socializează, e un eveniment, ei se bucură de drumul spre destinație, nu doar destinația contează. Și vedem tot felul de oameni aici care vând la camion, la camionagii, tot felul de peri de astea. Se întâmplă așa un flux aici, vin unii vin, alții pleacă. Este aici ca într-o gară, dar tu n-ai bilet, știi? Da, și ce-mi place aici în Chile, că o să vorbesc imediat și de Argentina, dar în Chile benzinăria care ne place cel mai mult este Copec, pentru că ai Wi-Fi gratuit la astea mai mari, da, la ieșiri din oraș. Poți să campezi, te lasă să campezi, ai dușuri, sunt foarte curate, noi aseară ne-am, da, făcut duș aici. Păi pe lângă dușul de la ultimul camping, unde am plătit mult mai mult camping. Cel de la... De la cer la pământ diferența aici, da, zici acolo că ești te la... simți ca la pușcărie, aici te simți ca la, nu știu, la un hostel, la un ceva. Hotel. La un hotel? Chiar la un hotel, da, și după fiecare, că am observat, a intrat Victor prima dată și apoi a făcut cineva curat și am intrat eu, deci nu intru așa unul după altul și mi-a plăcut chestia asta. Și în Argentina, cele IPF sunt asemănătoare, adică, da, aceleași condiții bune, IPF, da, și te lasă să campezi și ai Wi-Fi gratuit, deci și ne plac astea de știut. Dacă veniți în stilul ăsta în America de Sud, în Argentina IPF, în Chile Copec. Nu mai țin minte în Brazilia, dacă nu prea ne-am folosit în Brazilia de benzinării, că... Da, a mers couchsurfing-ul. A mers couchsurfing-ul și n-am simțit nevoia să le facem duș la un spațiu de serviciu. Și în Norvegia, Circle K, parcă era. Circle K, da. Așa, și a fost o oportunitate să ne odihnim puțin, să zicem, să ne relaxăm, că noi suntem pe fugă și ne-a tot zis în comentarii, dar voi de ce nu stați mai mult timp într-un loc, de ce nu luați o pauză să montați vlogul? Pentru noi fiecare zi înseamnă, unu, locuri pierdute, locuri pe care nu s-a apucat să le vizităm, și doi, la mână, bani, pentru că noi și statul degeaba, trebuie să mănânci, trebuie să te cazezi sau să iei extra. Așa, când vezi ceva, măcar n-ai dat banii degeaba. Exact. No, ne place să trăim foarte intens, foarte rapid, ca să putem să vedem cât mai multe locuri, să avem cât mai multe experiențe, pentru că nu ne permitem tot timpul să venim în America de Sud, adică să venim în fiecare an, să zicem anul ăsta facem țara asta, două luni, anul ăsta facem țara asta, două luni, nu ne permitem chestia asta. Așa, cumva, avem un ritm alert, să ne bucurăm de cât mai multe locuri, să interacționăm cu cât mai mulți oameni și odihna o să fie după. Nu... Acasă când ajungem, stăm două săptămâni, da, în hibernare, ne uităm la Netflix, dar abia aștept. Mâncăm... Montăm vlogurile ce ne rămân din urmă, na. Da, că... da, 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 da. Așa s-a întâmplat și la călătoria cu motocicleta, că aceeași problemă a fost cu montatul vlogurilor. N-ai cum să le faci în timp real în stilul acesta de călătorie. Și... da, e, uite, cât o zi, cam mai prins așa, cât o jumătate de zi, cât o zi de relaxare, în care ne mai ocupăm de vlog, ne mai uităm pe net, ne mai documentăm de locuri. Ce e interesant aici, că la soare ți-e cald,
La umbră ți-e frig. Da. Ricardo. Ricardo. Fabiola. Fabiola. Or Fa, if you want. If it's yes. Deci, au venit oamenii să ne ia de, la, de aici, de la benzinărie. Tot în regulă, e ora 4, fără un sfert. Trebuie să mergem la vulcan. Mergem la vulcan cu ei. Ne-am oprit la un viewpoint să vedem vulcanul Osorno. Noi o să mergem la jumătate, fix sub norul ăla, ca să stăm puțin la un refugiu, să vedem vulcanul mai de aproape. Este o zi frumoasă, e soare, vârful este în afara norilor, dar este un norișor așa la jumătate, fix deasupra refugiului. Se vede foarte frumos. Hai că am ajuns la parcare, am urcat undeva la 1000, mai puțin de 1500 de metri. Vulcanul din spatele meu, Osorno, are 2652 de metri și mi-am adus aminte de vârful Kazbek din Georgia, așa se vedea când am fost la Gergheti, așa puțin acoperit de nori. Superb se vede! Se vede lacul. Lacul, un alt vulcan acolo. Iar noi venim dinspre partea aia, dinspre Puerto Mont. Cum se pare baby pe aici? Băi, foarte frumos. Uite că dacă nu erau oamenii ăștia, probabil că nu ajungeam aici niciodată. Deși mi-aș fi dorit să văd un vulcan din Chile. Am văzut data trecută, acum 4 ani de pe drum, vulcanul Chilean erupând. Se vedea așa în zare și mi s-a părut foarte interesant. A rămas fără baterie la GoPro, așa că vorbim de pe aparat, e un experiment ăsta. E foarte bine că este ușor accesibil vulcanul, este drum până la jumătate, la refugiu. E și o mică telecabină, aici în sezonul de schi urcă probabil oameni să schieze. Nu plătești intrare de parc național, este gratuit. Noi am avut noroc cu oamenii ăștia că ne-au adus ei cu mașina. Și mi se pare interesant și destul de ușor de urcat vulcanul ăsta. Dacă am fi avut timp și nu eram în situația asta de a veni cu cineva și așa mai departe, probabil că m-ar fi încântat să urc pe vârf. Îți trebuie probabil colțari, că pe vârf e ghețar, dar de aici de jos nu pare greu accesibil. Chiar interesant, depus acolo un pin pe hartă pentru poate data viitoare. Ce să mai facem aici? Revenim să urcăm pe vârf. Mai sunt vulcani de jur împrejur, se văd anzii frumos în spatele nostru. Am prins și soare, ce să ne mai dorim? ¿Cómo se llama? ¿Laguna Verde? Laguna Verde.
Și am ajuns la un alt loc de vizitat, la baza vulcanului Osorno, Laguna Verde. Unde suntem aici? Yankee. Că la supermarket berea asta ne place. Asta Patagonia Mopi Lager, așa. Am tot băut pe aici. Asta e camera noastră. O să vă fac un pic turul casei. Mi-au primit foarte bine, a venit și taicăsul. I-am dat sfatul pentru motocicletă, acolo sus pleiază calul nostru. Chemați falta? Aici e bucătăria. Hola! Hola, amigo! El e Ricardo. Ricardo, sí. Gazda noastră. E José Tomás. José Tomás. José Tomás. Și ne-a primit aici, aici e... If you like, what? Hai, si, spicy. Noroc. 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 Lămâie și cu sare. Aici omul ne face un grătar frumos, elegant. Ia uite. Argentinian beef. Argentinian beef, nu chile. No. Chile expensive. Chile expensive? Argentinian mai Argentina, barat. Yes. Mai ieftin. And the same flavor. Aha. Ok, give me a second. Control the intensity. The fire, the intensity. Yes. I understand. Yeah, yes. Yeah. This piece, I cut it into okay. This is not ready. Okay, uh-huh. But to accelerate the process. Okay, I cut it. Yeah, I told you it's too thick. Mm-hmm. And then again to the okay to the parrilla. Okay, this is the chorizo. Chorizo longaniza. Chorizo is Argentinian. Yeah, choripan. Longaniza is Chilean. Longaniza. Chile. Okay. Look. And in 5 minutes, it's ready. Yeah? Yes. In Chile, we like the salt. Only the flavor. Both are pork. Uh-huh. But the flavor is like... I don't know. You have to try it because yeah. I don't know how to explain it. But I'm going to cut the fillet. Okay, we can eat from the table, yeah, okay? Of course, yes. Yeah. Okay, maybe it's not like I want it, but yes, it's like I want. This has to be juicy. Dracula. Yes, you're from Dracula. Buen provecho. Voy a probar esto porque nunca sí. Probé con palta. Con palta, como yo tampoco, primera vez. Un mayo, mayonesa. Mayonesa con un sabor. Falta. Es bueno. Una dimineața.
am trezit în casa asta superbă și am scos, uite și și am scos rufele. Uite că rufele astea, cam astea le avem, plus ce avem pe noi, l-am spălat. L-am scos aici, l-am uscat. E o zi frumoasă afară, de aprilică aici. Să vedem ce facem cu ziua asta. Să vedem, plecăm, dar trebuie să usuce rufele prima dată. Și aseară l-am cunoscut pe tatăl lui Ricardo. A venit și el pe aici în vizită și a stat de vorbă cu noi și era pasionat de istorie și m-a impresionat că știa și de Ceaușescu, știa și că Dracula, de fapt, nu se chema Dracula, se chema altfel și Ansel Vlad Dracu și a zis, da, ăsta e. Știa despre România. Pe noi ne emoționează așa ceva, să fii la capătul lumii. Și știa și puțină engleză câteva cuvinte, adică pentru om mai în vârstă, da, în da, Chile, da, da, da. Nu găsești nici tineri care să vorbească. I-a plăcut prezența noastră, nu știu, i-a plăcut de noi așa și a ținut să ne facă un cadou, s-a dus până la mașină. Și a adus... A adus sticle de vin de aici din Chile, că tot eram noi, da, intrigați, că ne zice toată lumea că e bun vinul din Chile și n-am încercat până acum. Și ne-a adus o sticlă de vin și, bine, asta i-a adus-o lui Victor și mi-o ciocolată mare, o cutie de mămoare. Da, foarte, foarte mișcător gestul lui, adică ne-a cunoscut și în 5 minute ne-a dat și un cadou, adică... Foarte primitor asta, de aici, da, și trebuie zis... să reiasă cât de primitor. Și oamenii ăștia, deci... Ricardo și Fabiola, ei n-au cont de Couchsurfing și nici nu știau de conceptul ăsta. Ei fac Couchsurfing fără să știe. Da. Și uite avion, aeroport aici. Și ne-au zis că putem să stăm aici cât vrem, nu-i problemă, nu știu ce. Ne-au tratat regește. Da, ne zicea, hai să vă ducem încolo, să vă ducem la o piață de mare. Zic, bă, lasă-ne acasă, frate, că în casă... Nu, dar era vorba că trebuia să se învoiască de la serviciu ca să ne ducă și ai zis, da, lasă, vii la prânz, și... ne mai vedem și... Și e mișto pentru noi să stăm în casă. Uite, stau în casă și mă uit la... Mă uit la vlogul nostru pe televizor, la un episod cu motocicleta, că mi-am adus aminte de Aprilia de aici din curte. Îmi pare rău că nu pot să-l ajut. Că el are o grămadă de lucruri de făcut, nu știe nimic despre Aprilia. A luat-o că i-a plăcut cum arată și forma vinte în continuare. Și când i-am zis eu câte trebuie să facă la ea și că trebuie să mai bage 1000 de euro, i-a dat 6000 de euro pe motocicletă, deci aici sunt foarte scumpe. Când a auzit că trebuie să mai bage 1000, nu prea i-a convenit și i-a zis, bă, cumpărăți bobinele acum că ți le pun eu toată ziua, că am beri la dispoziție, am și timp și plăcere, că mi-e dor să mai meșteresc ceva la Aprilia. Chiar îi spuneam Cristinei că mi-e dor să mai stau în garaj, să mai meșterești ceva la motoreta noastră, să o pregătesc pentru următoarea tură. Și mi-a zis că nu poate să cumpere bobinele acum pe loc, să le schimbam eu, nu era problemă, că două, trei ore de muncă, dar le știu deja. E, îmi pare rău că nu pot să-l ajut decât cu informații, o să-i trimit link-uri, o să-i trimit, deja am început să-i caut de unde să-și cumpere, ce să facă, cum să adapteze, că trebuie făcut niște upgrade-uri, 8 upgrade-uri trebuie să făcute la motocicleta asta, pe care eu deja le visez. Și ideea e că noi când mai prindem o zi din asta, să ne simțim puțin ca acasă, puțin confort după atâta hăituială la autostop cu cortul fiecare seară, vizitat, pe drum și da, vizitat, că noi când am prins acum așa un confort de casă, vrem și noi să stăm o oră, două, da, măcar să ne relaxăm puțin, să simțim, adică să ne punem la punct, cât de cât. Și... Da, suntem pregătiți. Acum eu simt că m-am odihnit. Deja mâine dimineață o să intrăm în forță la autostop, să trecem... Da, ea propunea să plecăm de acum, să luăm prânzul cu ei și după aia să ne ducem piața aia, să ne arate... Dar să face târziu și trebuie să rămânem undeva pe drum. Mi-aș mai dori să mai stăm puțin la masă, să mai vorbim, că ne simțim bine cu ei și să împărtășim... Da, sunt niște persoane interesante. El e pompier voluntar. Aici nu se plătesc, nu se plătesc pompiere, deci el nu se numiți pompier voluntar. Și mai are încă un job la sigurări. Ea lucrează de acasă, în camera cealaltă și butonează la laptop. Și ar fi fost un pic, adică foarte puțin aseară am petrecut. Bine, am petrecut timp la Vulcan și așa, ieri am petrecut mult timp împreună, dar nu știu, mi-ar plăcea să mai stăm și astăzi până, na, să plecăm mâine dimineață. Așa că mai stăm o zi aici. Începe să clicăie ceasul, pentru că mai avem cam două săptămâni și un pic, trebuie să ajungem în Brazilia. Cu vizitat cascade. Salta. Da, mai avem. Trebuie să... Recuperăm după aia. Intrăm în ritm. Mâine...
Trebuie să facem kilometri. Da. Mulți kilometri. Hai. Tu mai ai mâncat, dar am uitat să filmăm. De fapt, da, ne-am pus la conversație, ne-am pus la masă și apoi ne-am dat seama că am terminat masa și ne-am filmat, dar nu e pagubă. Și acum o să mergem, o să ne lasem frutiar. Și o să mai vizităm pentru restul zilei, să facem și noi ceva, să ieșim din casă. Păcat că e frumos afară, de-aia am zis că e cald. Eu ziceam să mergem la plajă, să le dea umbrelă, zicea, vezi mă, pe frigul ăsta. All the same house. Yes. Suntem în mașină, în altă mașină, am venit cu altă mașină și ne ducem undeva la 40 de kilometri la un orășel să vizităm, să nu stăm în casă. Vine să ne recupereze când terminăm serviciul la 7. Deci o să avem vreo 3 ore, 4, nu? 4 ore de vizitat, să vedem, poate găsim și magnesul care era austral, că eu n-am găsit. Am ajuns în orășelul Frutigiar, de pe malul lacului. Avem în spatele nostru vulcanul Osorno, unde am fost noi ieri. Și se văd și ceilalți doi vulcani de aici din zonă, că sunt 3 în total. Puntiagudo, undeva în stânga lui Osorno, și Calbuco. Dintre ăștia 3, doar Calbuco este activ. Și ultima erupție a avut loc în 2015, ne-au arătat prietenii noștri și ceva cadre, spectaculos, deci chiar spectaculos a erupt atunci și nimeni nu s-a aștepta. Și ceilalți doi sunt inactivi, dar forma lor mi se pare mult mai spectaculoasă, de fapt formele lor mi se par mai spectaculoase, sunt mai ascuțiți, așa cel puțin Puntiagudo acela este foarte, foarte ascuțit. Este călduț, este ok, este vreme frumoasă și mergem să explorăm puțin zona. Am înțeles că este un orășel german, nu? Asta Frutigiar. Da, normal, de colonialiști germani. Hai să vedem. Și mergând așa pe lângă lac, am ajuns la Teatro del Lago, care a fost inaugurat în 2010 și la vremea era cel mai mare spațiu de concerte din țară, din Chile. De asemenea, mai este considerat și cel mai sudic teatru din lume, aflat la cea mai sudică latitudine. Puteam să plecăm din Frutiar fără să încercăm Kuchen. Este o prăjitură din asta tradițională germană, cred, cu influențe din Germania. Este o tartă cu o budincă, ceva de vanilie și cu mure și sănătate. Cu mure și zmeură și ceva scorțișoară pe deasupra. Ia să vedem. Bine că n-am luat două. Bine că n-am luat două. Da, tocmai am primit cadou de la prietenul nostru Ricardo. De la taică-su am primit cadou sticla asta de vin, pe care o bem acum împreună. Și de la el am primit în seara asta un magnet care se face și baby sunt cu o mână. Deschizător de bere, de bere și de vin. Știi că eu i-am spus că am căutat o zi un magnet aici și de-abia am găsit și mi-a dat el cadou asta. Dar ce mișto vin astea două, sticla mare și sticla mică. Cheers! Cheers! Noroc! Noroc! Salut! Salut! În seara asta am mâncăm paste făcute de Ricardo.
Aici și am mai multe tallarines chilenos. Paste chilene. Dansul tradițional din Chile și sunt oameni îmbrăcați în costume tradiționale, ne arată Ricardo. Ziua plecării a venit, doamnelor și domnilor. E ora 8:20 și părăsim incinta. Ricardo, it was a pleasure, man. It was a pleasure. Thank you. I hope to see you again. Yeah, soon. In Romania. Yeah, we hope also. Again. Victor, nice to meet you. Okay, man. Have a nice trip. Thank you. Un loc foarte prost. Mașinile au viteză aici. Dar asta e tot ce am putut. Ora 9 a oprit cineva, în sfârșit, să vedem până unde merge. O jumătate de oră asta, dar aici destul de greu. Jorge. Sí, me dicen Jorge. Sí. Ne-a luat până la Osorno, să vedem dacă ne lasă, a zis că ne lasă până în Osorno, să mai trebuie să mai luăm. Bine, inițial am întrebat dacă mergem la Osorno și a zis că da, și acum ne-a zis că de fapt undeva la intrare sau nu. Poate luăm un autobuz ceva, nu știu. Da, ne-am dat jos de mașină și am mai mers 1,5 km. Mai avem puțin de mers ca să facem stop în Argentina. Și am ajuns la locul de stop, unde am fost și acum 4 ani. Și recunoaștem locul ăsta, curba frumos, podul. Acolo a fost un pui la rotisor peste podul ăsta, 1,5 km, supermarket. Și facem stopul spre Entre Lagos, Angostura, Bariloche. Trebuie să mergem pe ruta 40. Mare lucru nu trebuie să faci, trebuie să stai frumos în poză, să zâmbești. Ții mâna atinsă. Să sper că te ia cineva. Atât. Hai că a oprit cineva. N-a stat mult. Dacă mai venim în Chile să-l contactăm, să mergem la el acasă, foarte spiritul ăsta primitor. Ți-a adus aminte de cealaltă experiență. Da, exact. Exact așa s-a întâmplat data trecută și v-am povestit în episoadele de acum 4 ani că Cesar și familia lui ne-au primit pentru vreo 2 zile așa la ei în casă. Făcând stopul ne-au luat și ne-au luat la ei acasă. Hai că a oprit un jeep de la mișto. De care ne doream noi de mult. Hola! Vienen de Ushuaia? Sí, Ushuaia, Torres del Paine, carretera austral. Ah, bonito viaje hicieron. Tu nome? Pedro. Pedro, Victor y Cristina. Tiene un canal de YouTube. Per esto recordamos. Ah, ¿y de dónde son ustedes? De Rumania. ¿De Alemania? Rumania. Rumania. Ia zi, baby, cum a fost experiența? Mamă, mișto, ce mașină, ce om, super! 70.000 de euro, 80.000 de pe ea.
O avea din noiembrie, parcă. Da, și omul ne-a captivat că, deși trăiește în oraș, a zis că el preferă, are aici un teren și preferă să muncească aici, la câmp, decât să stea în oraș să muncească. Bine, are teren, construiește grajduri pentru vaci, a terminat construcțiile și preferă să nu lucreze în orașe mari, ci preferă să lucreze la țară aici. Ia, face stop acum. ¿Queremos ir a Bariloche, Argentina? Ah, mira, yo voy hasta el Encanto. Hay que me oprí chino, va. Hola, ¿a dónde va usted? Super. Hector. Hector? Hector? Victor e Cristina. De unde sunt? De România. Tiene un canal de YouTube. Ah, uite. De vorbă, am ajuns la frontieră. Am lăsat mașina în parcare și acum mergem la pașapoarte să ne pună viză. Argentina, paso internațional Cardenal Antonio Samore, pasul ăsta montan frumos pe care am trecut noi acum. Se văd munții de jur împrejur. Stăm aici la coadă de o jumătate de oră, e o coadă imensă. Trebuie să ne vine rândul din clipă în clipă. Hai că deși ne-am bucurat că am ajuns la ora 12 în vamă și zic terminăm repede, e ora 2:30 și încă n-am trecut. Am nimerit aici un prost de polițai care ne-a făcut capul calendar, cred că a confundat România cu Rusia. S-a ajuns la superiorul lui să întrebe nu știu deci ce. Deci a stat să numere cât am stat prima dată, că știți că noi am intrat în Argentina din Uruguay, după aia am ieșit în Chile, după aia am intrat iar, după aia am ieșit de multe ori în Patagonia. Și le-a numărat de la început. Și le-a numărat pe toate, vă dați seama cât timp. Și altă prostie, ne-a întrebat unde avem rezervare. Zic, frate, noi am zis că suntem cu stopul. Zic, frate, noi suntem cu camping, avem un cort, ce rezervare să faci la camping? Găsim, să vedem și noi ce găsim. Că nu e seara sau ceva. Și mi-a arătat că el trebuie să completeze acolo o rezervare, cu adresă, cu tot. Noroc că șoferul care ne-a luat a pus rezervarea lui. Bine, bine că a știut-o pe de rost, că nu-i mergea telefonul, că aici între voi nu e semnal. Nu știu rețea și atunci am stat aici, cred că o oră. Deci cei din jurul lui, ceilalți trei polițiști, mamă, cred că au făcut 10 de persoane în timpul în care el s-a chinuit cu noi. Deci când ne bucuram și noi că avem un avans de timp și zic, mamă, azi poate ajungem la Salta, că mai avem 500 km. Uite că socoteala de acasă nu se potrivește. Ce Salta, mă? New Ken? Salta, ai 2000 de km. Ah, New Ken, da, New Ken. Avem o nouă problemă. Ne controlează la bagaje acum. Știam că e problemă doar la intrare în Chile, dar se pare că și argentinieri răspund și controlează și ei, să n-ai fructe, legume. Și l-a prins pe șoferul ăsta cu marmeladă. Dar marmeladă e în borcan, n-are nicio treabă cu fructe și cu legume. Cu carne, fructe și legume. Acum mai face control la bagaj, la portbagaj. Băi, băiatul, deci nu vine să cred. Mai stăm aici, uite, 3 deja. Mi-a luat și rucsacul meu, l-a pusese pe jos să caute prin el. Și l-a lăsat așa deschis în spate. Dubioși oamenii ăștia la trecerea asta. Băi, frate, aici sunt niște de-astea, cum se cheamă, lăs frigorifice. Ia uite, controlează în lăs frigorifice, nu vine să cred. Hai că din cauza faptului că am stat mult la vamă, am pierdut vreo 3 ore în total, am renunțat la planul nostru inițial, care era să mergem pe ruta 40 spre San Martin de los Andes. Prin munți, frumos, dar având în vedere că e ora 3,
Am decis să o luăm pe ruta clasică spre Bariloche, pe la Villa de Angostura, Via de Angostura, unde acum 4 ani ne-am pus cortul pe, mai ții minte unde ne-am pus cortul? Pe un ponton. Foarte mișto a fost atunci. Pentru că e mai tranzitată ruta asta spre Neuquén, unde vrem să ajungem noi măcar astăzi. Deja pe partea cealaltă, prin munți, poate stătea mult la stop. Cei care se duc, se duc în San Martín de los Andes să stea acolo, nu să continue drumul. Așa că am renunțat la planul ăsta frumos. Vedem ce ne rezervă ziua în continuare. Imediat în spatele nostru este Bariloche, San Carlos de Bariloche, pe care noi l-am vizitat acum 4 ani. Acum nu mai pierdem timpul cu el, că n-are sens. Am încercat atunci și ciocolata de Bariloche. Gata, aici. O să-i dăm spre nord. Am dat iar de un vânt din ăsta patagonic. De fapt, de aici începe și Patagonia, din zona asta din Bariloche. Am părăsit puțin ruta 40, v-am zis în mașină că n-am continuat pe ea, pentru că e drumul destul de întortocheat prin munți și majoritatea mașinilor trec pe aici, nu pe acolo. Bine, asta presupunem noi. Camioanele trec pe aici. Acum nu știu ce șansă ai la... Nici că n-am mai fost. Nici pe asta, nici pe aia. Da, dacă nu întârziam atât de mult la graniță, probabil că o luam pe partea aia. De fapt, așa plănuisem, da? Suntem presați de timp. Doamne, să meargă la Mendoza. Două zile. Măcar două zile cu el. Hai că opri șoferul ăsta și n-avea nimic de mâncare. Și m-am la benzinărie aici. Și-am luat un mix de ăsta de carne, cașcaval, măsline și-am luat crackers. Crackers, n-am găsit pâine. Și apă, 4 euro. Gonzalo, nu? Gonzalo. Ah, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias. Da, tengo un buen viaje. Ne-am dat jos din camion. Ne-a dus Gonzalo, șoferul, până într-un loc unde știa el, a vorbit cu cineva că am putea să punem cortul. E un părculeț aici. Un părculeț. Și ne-a dat și trei mere. Mamă, ce bine intră.